Rugăciune de protecție. Doamne Dumnezeule, mare împărate și cel fără de început, trimite pe arhanghelul tău Mihail spre ajutorul roabei tale ca să mă scoată de la vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți. O Dumnezeule Mihaile, mare arhanghele al întunericului sfărâmătorule, ceartă-i pe toți ce se luptă cu mine și pe mine însumi, sfarmă vrăjmășia noastră și ne fă pe noi ca pe niște mielușei ce vin în sânul lui Dumnezeu. O minunatule și dumnezeiescule Mihaile, mare arhanghele cel cu șase aripi, întâi domn și voievod al cereștilor puteri. O minunatule mare arhanghele Mihaile, păzitor al celor negrăite, fi mie ajutor în toate, într-o scârbe, într-o mâhniri, în căi, în râui și în mare liman și mă izbăvește, mare arhanghele Mihaile, de toată înșelarea diavolească, când mă vei auzi pe mine robul tău, rugându-mă și chemând numele tău cel sfânt, grăbește spre ajutorul tău, ajutorul meu și auzi rugăciunea mea. O mare arhanghele Mihaile, biruiește pe toți cei ce se împotrivesc cu mie cu nedreptate, cu voința Tatălui Ceresc, cu puterea cinstei și de viață făcătoarei cruci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu adevăratul Duhului cel Sfânt, cu rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu, a îngerilor, a apostolilor, a prorocilor, a Sfântului Mare Făcător de Minuni Nicolae și cu a Sfântului Proroc Ilie, și a Sfinților Marilor Mucenici Gheorghe cu Purtătorul de Biruință și Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou, cu al Sfinților Marilor Mucenici Nevrilă, Evrastie, Mercure și Histoforo, cu a cuvioșilor ierarhi mucenici și mucenițe, Maica Parascheva, Părintele Arsenie Boca și cu a Sfintelor Puteri. Amin, amin, amin. O mare arhanghele Mihaile, ajută-mă acum!